Vitorii de pe mai multe străzi din municipiul Zalău au rămas începând din această dimineață fără apă. Din păcate, fornizarea apei va fi reluată abia mâine seară la ora 22. Sute de zeleoani care locuiesc pe străzile Porolisum de la numărul 30 în sus, pe Sărmaș de la strada Veronica de Sălaj în sus, Veronica de Sălaj, Romana, Gheorghe Pop de Băsești, Petre Dulfu, Ghioceilor, Brândușelor, Crângului, Mălinului, Gheorghe Șincai, Andrei Mureșanu de la numărul 25 în sus, Liliacului, Narciselor, Traian de la strada Liliacului în sus, Rozelor, Margaretelor, Turturelelor, Coșbuc de la intersecția cu Mango în sus, Gheorghe Tușer, Dunării, Meteo de la strada la meteo în sus, Torentului și Dumbrava au rămas începând din această dimineață fără apă potabilă. Furnizarea apei va fi reluată mâine seară începând cu ora 22. Potrivit reprezentanților companiei de apă Someș, furnizarea apei a fost întreruptă în vederea executării unor lucrări importante la rezervorul de apă potabilor Telec, precum și la rețeaua de alimentare cu apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalități alternative de alimentare. În acest sens, reprezentanții companiei de apă Someș atenționează clienții să facă demersuri de stocare a apei pentru a-și asigura necesarul de apă în această perioadă.